Jorge Luis Borges, teologii După ce au pustit grădina, după ce au pângărit sfintele, potire și altarele, hunii au intrat călare în biblioteca mănăstirii și au rupt cărțile neînțelese și le-au blestemat și le-au ars temându-se poate că literele lor ascundeau injurii la adresa zeului lor, care era un iatagan de fier. Au pus pe foc palimpseste și codice, dar în mijlocul flăcărilor, sub un strat de cenușă, a rămas aproape neatinsă cartea a douăsprezecea din Civitas Dei, unde se spune că Platon a prorocit la Atena că după multe viacuri toate lucrurile vor reveni la starea lor din tâi. Iar el, la Atena, în fața acelui auditoriu, va predica din nou această învățătură. Textul pe care flăcările l-au cruțat s-a bucurat de o venerație deosebită, iar cei ce l-au citit și răscitit în această parte uitată de lume au pierdut din vedere faptul că autorul său a înfățișat această doctrină numai și numai pentru a o putea respinge mai ușor după aceea. Un veac mai târziu, Aurelian, un călugăr din Aculelia a aflat că pe malul Dunării o sectă, care apăruse cu foarte puțin timp în urmă, secta monotonilor numită și a inelarilor, anularii, răspândea învățătura potrivit cărea istoria e un cerc și că nu există nimic care să nu mai fi existat cândva și să nu existe în viitor. În munți, roata și șarpele luaseră locul crucii. Erau cu toții speriați, dar se bucurau auzind zvonul că Ioan din Panonia, care devenise faimos ca autor al unui tratat despre al șaptelea atribut al lui Dumnezeu, avea să respingă o erezie atât de dezgustătoare. Aureliana a deplâns aceste știri, mai ales pe ultima. Știa că în materie de teologie orice noutate presupune un risc. Apoi și-a spus că teza unui timp circular era atât de deosebită, atât de uimitoare, încât riscul nu era prea mare. Ereziile de care trebuie să ne temem sunt acelea ce se pot confunda cu dreapta credință. L-a durut mai mult intervenția, amestecul lui Ioan din Panonia. În urmă cu câțiva ani, acesta uzurpase cu interminabila lui scriere de septima afecțiune de sive de eternitate, o problemă din domeniul în care era specialist Aurelian. Acum, ca și cum problema timpului i-ar fi aparținut, slujindu-se poate de argumentele luate de la Procust și de contraargumentele mai înfricoșătoare decât antidoturile șarpelui, avea să-i pună cu botul pe labe pe anularii. În noaptea aceea, Aurelian a recitit paginile vechiului tratat al lui Plutar despre sfârșitul oracolelor. În paragraful 29 a citit o baciocură la adresa stoicilor, care apără teza unui ciclu nesfârșit de lumi, cu nenumărate astre, sori, luni, cu nenumărați Apollo, Diane și Poseidoni. Descoperirea aceasta i s-a părut un semn îmbucurător. A hotărât să-i o ia înainte lui Ioan din Panonia și să respingă teza ereticilor roții. Unii bărbați caută iubirea unei femei pentru a uita de ea, pentru a nu se mai gândi la ea. Tot astfel, Aurelian voia să-l depășească pe Ioan din Panonia pentru a se vindeca de ranchiuna pe care acesta i-o provoca, nu pentru a-i face vreun rău. Temperat de munca neobosită, de construirea de silogisme și de născocirea de injurii, de acel nego autem și necoacuam, a putut să dea uitării această ranchiună. A alcătuit fraze lungi și încălcite, încărcate de digresiuni în care neglijența și solecismul păreau forme ale disprețului. A preschimbat cacofonia într-o armă. A presimțit că Ioan din Panonia avea să-i trăsnească pe inelari cu fulgerul profeției și a luat hotărârea, pentru a nu coincide cu el, să folosească batjocura. jocura. Augustin spusese că Isus e calea cea dreaptă care ne scoate din labirintul circular unde rătăcesc necredincioșii. Aurelian, cu osteneală defăimătoare, i-a asemuit cu Ixion, cu ficatul lui Prometeu, cu Sisif, cu acel rege din Teba care a văzut doi sori, cu bâlbâiala, cu papagalii, cu oglinzile, cu ecourile, cu caii care trag la roată și cu silogismele bicornute. Plăsmuirile păgânilor dăinuiau, degradate la rosturi ornamentale. Ca orice om care are o bibliotecă, Aurelian se simțea vinovat că nu o cunoștea pe deplin. Controversa aceasta i-a îngăduit să consulte multe cărți ce păreau să-i reproșeze faptul că nu le deschisese niciodată. A putut să utilizeze astfel un pasaj din lucrarea de principii de origen, în care se respinge ideea că Iuda Iscarioteanul o să-l vândă iarăși pe Domnul și că Petru va fi de față la martiriul lui Ștefan din Ierusalim. Iar din Academia Priora de Cicero și-a însușit pasajul unde acesta își bate joc de cei care și închipuie că în timp ce el stă de vorbă cu Luculus, nenumărați alți Luculus și alți Cicero spun în tocmai aceleași cuvinte în nenumărate lumi ai doma. În afară de asta, s-a mai folosit împotriva monotonilor de textul lui Plutar și a dezvăluit faptul scandalos că unui idolatru îi slujește mai bine lume, nature, decât le slujește lor cuvântul lui Dumnezeu. Munca asta i-a luat nouă zile. În cea de-a de 10-a zi a fost adusă o transcriere a argumentației lui Ioan din Panonia împotriva ereticilor roții. Era aproape ridicol de scurtă. Aurelian se uită la ea cu dispreț și apoi cu teamă. În prima parte, se comentau versetele finale din capitolul 9 al epistolei către evrei, unde se spune că Isus n-ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeierea lumii, ci acum, la sfârșitul viacurilor, a fost de ajuns să se arate odată. În partea a doua era invocat preceptul biblic despre multa vorbărie a neamurilor, Matei 6-7, și pasajul din Pliniu, Cartea a șaptea, în care se susține că în necuprinsul univers nu există două chipuri a idoma. Ioan din Panonia susținea că nu există nici două suflete a idoma și că, până și cel mai mare păcătos, e la fel de prețios precum sângele pe care l-a vărsat pentru el, Iisus Hristos. Fata unui singur om, a afirmat el, cântărește mai mult decât cele nouă ceruri concentrice, și ați închipui că ar putea să piară și să apară din nou nu-i decât o pompoasă neseriozitate. Timpul nu reface ceea ce pierdem. Veșnicia păstrează totul pentru slava ei sau pentru al încredința focului mistuitor. Tratatul era limpede, universal. Nu părea redactat de un om anume, ci de oricare om sau poate de toți oamenii. Aureliana a încercat o umilință aproape fizică. A avut de gând să-și distrugă or să-și refacă propria lucrare. Pe urmă, cu o probitate ranchiunoasă, a trimis-o la Roma fără să schimbe o iota. Câteva luni mai târziu, când s-a reunit sinodul de la Pergamo, teologul însărcinat să combată erorile monotonilor a fost, cum era de așteptat, Ioan din Panonia. Docta și bine cumpănita lui expunere de motive a fost de ajuns pentru ca Euforb, capul ereticilor, să fie osândit la arderea pe rug. Aceasta s-a mai întâmplat și se va mai întâmpla, a spus Euforb. Nu aprindeți doar un rug, ce aprindeți un labirint de foc. De s aduna aici toate rugurile care am fost eu, n-ar încăpea pe pământ, iar îngerii ar rămâne orbi. Am spus asta de multe ori. Apoi a început să țipe, fiindcă l-au ajuns flăcările. Roata s-a prăbușit în fața crucii, dar Aurelian și Ioan și-au continuat bătălia lor tainică făceau parte amândoi din aceeași oaste, jinduiau aceeași răsplată, luptau împotriva aceluiași dușman. Dar Aurelian n-a scris un singur cuvânt care, într-ascuns, să nu-și fi propus să-l întreacă pe Ioan. Duelul lui a fost invizibil. Dacă bogatele indice nu mă înșală, numele celuilalt nu figurează niciodată în numeroasele volume ale lui Aurelian pe care le cuprinde patrologia lui Mini. Din scrierile lui Ioan nu s-au păstrat decât 20 de cuvinte. Amândoi au dezaprobat anatemele celui de-al doilea sinod de la Constantinopol. Amândoi i-au osândit pe arieni care tăgăduiau zămislirea veșnică a fiului amândoi au depus mărturie pentru dreapta credință din topografia cristiana a lui Cosmas, care ne învață că pământul e pătrat, precum chivotul evreilor. Din nefericire, în cele patru zări ale pământului s-a întins o altă erezie pustiitoare cu o bârșea în Egipt ori în Asia, fiindcă mărturiile sunt diferite și Buse nu vrea să admită argumentele lui Harnac, a bântuit provinciile orientale și a înălțat sanctuare în Macedonia, Cartagina și Treveris. Părea să se fi întins peste tot. S-a spus că în dioceza Britania fusese reinversate crucifixele și că în cezarea icoana Domnului fusese înlocuită cu o oglindă. Oglinda și obolul erau emblemele noilor schismatici. Istoria îi cunoaște sub mai multe nume: speculativi, abisalii, cainiștii, dar dintre toate, cel mai des folosit este acela de histrioni, dat de Aurelian și adoptat de ei cu multă îndrăzneală. În Frigia li s-a spus simulacre, și la fel în Dardania. Ioan Damaschinul i-a numit forme. Cei drept se cuvine să pomenim că pasajul acesta a fost respins de Erfiord. Toți specialiștii în erezii descriu cu uimire obiceiurile lor neînfrânate. Mulți histrioni au preferat ascetismul. Unii s-au mutilat, precum origen, alții și-au făcut locuințe sub pământ în canale de scurgere, alții și-au scos ochii. Alții, nabucodonosorii din Nitria, pășteau cu iar părul lor creștea ca penele de vulturi. De la mortificare și casne treceau adesea la crimă. Unele comunități îngăduiau furtul, altele omuciderea, altele sodomia, incestul și bestialitatea. Toate erau hulitoare. Nu-l huleau numai pe Dumnezeul creștin, ci și divinitățile tainice ale propriului lor panteon. Au denaturat cărți sfinte, a căror dispariție e de plânsă de cărturari. Sir Thomas Brownie, în 1658, a scris următoarele cuvinte: Citez. Timpul a anihilat ambițioasele Evanghelii histrionice, nu însă și injuriile cu care a fost flagelat sacrilegiul lor. Am încheiat citatul. Erfiord a sugerat că aceste injurii, pe care le păstrează un codice grecesc, sunt Evangheliile pierdute. Faptul e de neînțeles pentru cine nu cunoaște cosmologia histrionilor. În cărțile ermetice stă scris că cele de jos sunt aidoma cu cele de sus, iar cele de sus sunt aidoma cu cele de jos. În zadar se spune că lumea de jos e o reflectare a celei de sus. Histrionii și-au întemeiat doctrina pe o pervertire a acestei idei au invocat Evanghelia după Matei 6.12, citez, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, am încheiat citatul, și 11 cu 12, citez, împărăția cerurilor se ia prin străduință, am încheiat citatul, pentru a dovedi că pământul influențează cerul. Și Corinteni 13-12, citez, căci vedem acum ca prin oglindă în ghicitură, am încheiat citatul, pentru a dovedi că tot ce vedem e fals. Poate sub înrăurirea monotonilor și-au închipuit că orice om e doi oameni și că singurul adevărat e celălalt care se află în cer. Și-au mai închipuit că faptele noastre aruncă un reflex răsturnat, astfel încât, dacă noi suntem treji, celălalt doarme. Dacă noi prea curvim, celălalt e fără prihană. Dacă noi furăm, celălalt dăruiește. Când murim, ne unim cu el și suntem el. Ceva din această doctrină dăinuie la Bloi. Alți histrioni au scornit ideea că lumea se va sfârși atunci când vor secătui toate posibilitățile. De vreme ce nu pot exista repetiții, cei drepți trebuie să înlăture, să săvârșească cele mai mari mărșăvii pentru ca acestea să nu mânjească viitorul și să grăbească venirea împărăției lui Isus Hristos. Această idee a fost respinsă de alte secte care au susținut că istoria trebuie să se înfăptuiască prin intermediul fiecărui om. Cei mai mulți, precum Pitagora, trebuie să migreze prin mai multe trupuri pentru a-și dobândi libertatea. Unii dintre ei, proteicii, de-a lungul unei singure vieți sunt lei, dragon, mistreți, sunt apă și sunt copac. Demostene pomenește de purificarea prin noroi, la care erau supuși inițiații în misterele orfice. Asemenea lor, proteicii au căutat purificarea prin rău. Au socotit, precum Harpocrate, că nimeni nu va ieși din închisoare până ce nu va plăti și cel din urmă ban. Luca 12,59 și amăgeau pe pocăiți cu următorul verset. Citez, Eu am venit ca viață să aibă și din Belșug să aibă Ioan 10:10. 10. Aurelian a adăugat o expunere a ereziei histrionice, așa cum se înfățișa în întrunirile tainice din Genova și Aculeia. A redactat câteva paragrafe. Când a vrut să scrie în înspăimântătoarea teză potrivit cărea nu există două clipe a idoma, Pana i-a înțepenit între degete. N-a găsit formularea potrivită. Atmonestările noi doctrine, vrei să vezi ce n-au văzut ochii omenești, privește luna, vrei să auzi ce n-au auzit urechile omenești, ascultă cântecul păsărilor, vrei să atingi ce n-a atins nici o mână omenească, atinge pământul. Adevăr spunție că Dumnezeu abia începe să zidească lumea, erau prea nefirești și metaforice pentru a putea fi transcrise. Dintr-o dată însă, o rugăciune de 20 de cuvinte i s-a pogorât în suflet. A transcris-o cuprins de o mare bucurie. În Îndată după aceea, bănuiala că e străină l-a înfiorat de neliniște. A doua zi și-a adus aminte că o citise cu mulți ani în urmă în micul tratat adversus anulares alcătuit de Ioan din Panonia. A verificat citatul. L-a găsit. Era chinuit de incertitudine. Să schimbe ori să imprime aceste cuvinte ar fi însemnat să le micșoreze forța de expresie. Să le păstreze în tocmai însemna să-l plagieze pe un om pe care îl ura. Să indice sursa însemna să recunoască plagiatul. A implorat ajutorul lui Dumnezeu. Când soarele începea să coboare spre asfințit, îngerul său păzitor i-a dictat o soluție intermediară. Aurelian a păstrat cuvintele, dar a pus înaintea lor următorul anunț. Spurcatele cuvinte pe care le propăvăduiesc acum capii ereticilor spre rătăcirea credinței le-a spus în viacul nostru un bărbat foarte învățat, mai curând din ușurătate decât cu păcat. Pe urmă s-a întâmplat lucruri de care se temea cel mai mult, cum era de așteptat, cum era inevitabil. Aurelian a fost nevoit să declare cine era acel bărbat. Ioan din Panonia a fost învinuit că susține idei eretice. Patru luni mai târziu, un fierar din Aventino, cucerit de înșelăciunile histrionilor, a luat hotărârea nesebuită de a pune pe umerii copilului său o bilă grea de fier, pentru ca dublura sa să zboare. Copilul a murit. Groaza provocată de această crimă i-a făcut pe bună dreptate pe judecătorii lui Ioan să se arate foarte severi. Ioan n-a vrut să retracteze nimic. A repetat că aș tăgădui afirmațiile însemna a se face vinovat de erezia dezgustătoare a monotonilor. N-a înțeles, n-a vrut să înțeleagă că a vorbi despre monotoni însemna a vorbi despre ceva de mult uitat. Cu o stăruință într-o câtva senilă, a susținut pasajele cele mai strălucite din vechile sale polemici. Judecătorii nici măcar nu ascultau ceea ce altădată i-ar fi putut captiva. În loc să încerce să se curețe de cea mai mică pată de histrionism, s-a străduit să demonstreze că propoziția pentru care era învinuit era de dreaptă credință. A discutat în contradictoriu cu oamenii de al căror verdict depindea soarta lui, și a făcut marea greșeală de a vorbi cu iscusință și ironie. Pe 26 octombrie, la capătul unei discuții care a ținut trei zile și trei nopți, a fost osândit la moarte prin ardere pe rug. Aurelian a luat parte la execuție, fiindcă, dacă n-ar fi făcut-o, ar fi însemnat că își recunoaște vinovăția. Locul supliciului era un deal pe a cărui culme înverzită se înălța un stâlp adânc înfipt în pământ, iar de jur împrejur câteva grămezi de vreascuri. S-a citit sentința tribunalului. Sub soarele amiezii, Ioan din Panonia zăcea cu fața în țărână, scoțând urlete înfiorătoare. Zgâria pământul cu unghiile, dar călăii l-au înhățat, l-au dezbrăcat și în cele din urmă l-au legat de stâlp. I-au pus pe cap o cunună de paie unsă cu pucioasă. Alături au pus un exemplar din dezgustătorul Adversus Anulares. Ploase toată noaptea și lemnele ardeau foarte încet. Ioan din Panonia s-a rugat în greacă, apoi într-o limbă necunoscută. Flăcările se ridicau tot mai sus, gata să-l cuprindă, când Aurelian și-a luat inima în dinți și și-a ridicat ochii să-l privească. Limbile de foc parcă s-au oprit în loc o clipă. Aurelian a văzut pentru prima și ultima dată chipul vrăjmașului său de moarte. I s-a părut că seamănă cu cineva cunoscut, dar nu și-a putut da seama cu cine. Apoi flăcările l-au înghițit. S-a auzit un strigăt și parcă focul însuși l-ar fi scos. Plutarh povestește că Iulius Cezar a plâns la moartea lui Pompeius. Aurelian n-a plâns la moartea lui Ioan, dar a simțit ce a simțit un om care s-ar vindeca de o boală fără leac, care ar fi făcut parte din viața lui. La Aculeia, la Efes, în Macedonia, a lăsat anii să treacă peste el a cutreierat marginile neprimitoare ale Imperiului, mlaștinile înșelătoare și pustiurile nesfârșite pentru ca singurătatea să-l ajute să-și înțeleagă soarta. Într-o chilie din Mauritania, într-o noapte când bântuiau leii, s-a gândit din nou la acuzația complexă împotriva lui Ioan din Panonia și a justificat pentru a nu știu câta oară sentința mai greu i-a fost să justifice întortocheatul denunț. La Rusadir a propovăduit anacronica rugăciune, lumină din lumină aprinsă în trupul unui păcătos. În Hibernia, într-una dintre chiliile unei mănăstiri înconjurate de pădurea virgină, noaptea, înainte de revărsatul zorilor, l-a surprins răpăitul ploii. Și-a adus aminte de o noapte la Roma când fusese surprins de același răpăit monoton. La amiază, un trăsnet a aprins copacii, iar Aurelian a putut să moară la fel cum murise Ioan. Sfârșitul acestei istorii nu poate fi povestit decât în metafore, fiindcă are loc în împărăția cerurilor, unde nu există timp. Poate că se cuvine totuși să spunem că Aurelian a stat de vorbă cu Dumnezeu și că pentru cel de sus, deosebirile dintre religii au o importanță atât de mică încât l-a luat drept Ioan din Panonia. Ceea ce ar lăsa să se înțeleagă că în mintea lui Dumnezeu s-a produs o confuzie. Mai potrivit e să spunem că în rai Aurelian a aflat că pentru cel nepătruns, el și Ioan din Panonia, apărătorul dreptei credințe și ereticul, vrăjmășitorul și vrăjmășitul, acuzatorul și victima, alcătuiesc o singură ființă.